A fost o vreme când ai spus destul. Când îți vedeai viața împovărată de cei care trebuiau să te apere. Când munca ta era disprețuită, iar bunăstarea ta prădată. Când te simțeai bajocorit în țara ta. A fost o vreme când ai spus, vreau mai mult. Și ai lăsat în urmă familie și oameni dragi. Casa, agoniseala, amintirile și locurile tinereții tale, dar mai ales țara în care te-ai născut. A fost o vreme când ai ales America. Locul în care ți-ai căutat prosperitatea, în care ai găsit oportunități și respect. Țara în care ai descoperit cu adevărat libertatea. Astăzi, politicienii care își cer votul vor mai multă putere. Puterea de a decide cum îți cheltuie taxele, de a controla sănătatea ta și educația copiilor tăi, de a schimba radical America împreună cu destinul tău, dar mai ales puterea de a-ți lua sau a-ți reda demnitatea, prosperitatea și libertatea. Pe 5 noiembrie, la vot, nu alegi doar un politician, ci mai ales îți alegi viitorul tău și al copiilor tăi. Alege să votezi. Alege ca sacrificiile tale să nu fi fost degeaba. Alege libertatea. În 5 noiembrie, alege din nou America. Votul tău din 5 noiembrie contează. Fiecare vot contribuie la America de mâine. O inițiativă civică adresată românilor din SUA, cărora le pasă de viitorul țării care i-a adoptat.